Dian Popescu a vorbit astăzi despre condamnarea din dosarul Peștișani. La începutul acestei săptămâni, senatorul a fost condamnat la 5 luni de închisoare cu suspendare. El a fost acuzat că a primit peste 150.000 de lei de la primăria Peștișani pentru lucrări care nu au fost efectuate. Dian Popescu așteaptă ca judecătorii de la Curtea Constituțională să decidă că abuzul în serviciu este neconstituțional. Cu toate acestea, el nu va fi achitat, așa cum speră. Da, vă spun și despre sentința dată. Haideți să o așteptăm. Eu respect deciziile în alte curți. Haideți să așteptăm și decizia Curții Constituționale, pentru că abuzul în serviciu, toți în acest dosar sunt pe abuz în serviciu. Abuz în serviciu, eu eram privat, nu aveam niciun fel de treabă nici cu politica, nici cu primăria, dar vom vedea ce zice Curtea Constituțională pe data de 15 de abuz în serviciu. Iar dacă acel abuz devine neconstituțional, toți din acest dosar, dar toți sunt achitați. Toate dosarele procurorilor în care sunt vizate infracțiuni de abuz în serviciu vor înceta dacă judecătorii Curții Constituționale vor dezincrimina această infracțiune. În plus, Dian Popescu a dezvăluit că doi martori din dosar sunt urmăriți penal pentru mărturie mincinoasă, iar acest lucru ar schimba lucrurile. Și haideți să mai așteptăm, pentru că mai este un dosar pe rost, s-a început urmărirea penală la nivel, nu vreau să vă dezvălui lucrurile astea, că sunt treburi de, dar bine, s-a început urmărirea penală împotriva a doi martori mincinoși de către parchetul București. Vom vedea decizia instanței, că dacă decizia instanței este favorabilă, vom discuta după aceea de revizuirea întregului dosar. Fratele lui Dian Popescu, Gabriel Titus Popescu, a fost condamnat tot la 5 luni de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, pedeapsă suspendată pe un termen de încercare de 2 ani și 5 luni. Acesta a mai primit o pedeapsă de 2 luni de închisoare pentru uz de fals, care a fost contopită cu cea de 5 luni. În același dosar, Florin Pavel, primarul comunei Peștișani, la data faptelor, a primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare pentru abuz în serviciu și 30.000 de lei amendă penală pentru neglijență în serviciu. Instanța a depus și în cazul lui Pavel suspendarea sub supravegherea executării pedepsei pe un termen de încercare de 6 ani. Instanța l-a achitat pe fostul secretar general adjunct în Ministerul Economiei, Dumitru Pârvulescu, pentru infracțiunea de instigare la abuz în serviciu în formă calificată. Omul de afaceri gorjean, Dan Radu Floarea, a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu și uz de fals, pedeapsa fiind suspendată pe un termen de încercare de 6 ani. Floarea a fost acuzat că firma sa, deși avea de executat la Peștișani un campus școlar pentru care primise banii necesari, nu a făcut această lucrare. Nicolae Isar, fost diriginte de șantier la firma lui Dan Radu Floarea, a fost și el găsit vinovat și condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare, pe un termen de încercare de 4 ani, pentru complicitate la abuz în serviciu și fals material în înscrisuri oficiale. Dian Popescu a mai fost acuzat de anchetator de dare de mită, întrucât i-ar fi oferit în anul 2008 primarului comunei Peștișani, Florin Pavel, membru al PNL Gorj, 7.000 de lei, bani folosiți atunci, susțin anchetatorii în campania electorală. Suma a fost dată în scopul obținerii unui contract pentru proiectare și execuție lucrării, după cum se preciza în rechizitoriul procurorilor. Dian Popescu și fratele său au fost reținuți în luna iulie 2012 pentru 24 de ore.